Lucrările de modernizare ale spitalului din Vânjumare se apropie de finalizare. În acest moment, lucrările au intrat în linie dreaptă pentru ca în primăvara anului viitor, investiția să fie finalizată. Până în prezent s-au realizat lucrările interioare, s-au montat instalații, iar saloanele au fost dotate cu grupuri sanitare proprii. Spitalul din Vânjumare este tot mai aproape de o unitate medicală modernă. În aceste zile s-a turnat ultimul planșeu peste etajul al doilea al unuia dintre corpurile noi ale clădirii, iar reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți spun că lucrările sunt aproape de finalizare. În scurt timp se va termina tot ceea ce înseamnă lucrare exterioară, urmând ca pe timpul iernii să se lucreze la interior și am speranța că până la sfârșitul anului sau până spre primăvară tot ceea ce va însemna construcții necesare la spitalul din Vânjumare vor fi gata. Finanțare pentru aparatură medicală avem asigurată din fonduri europene pentru compartimentul de primire urgențe. În ultimul corp care se construiește în acest moment vor fi secțiile de chirurgie, anestezie și terapie intensivă, un laborator de analize medicale, o sală de operații, dar și spații tehnice la parter. Mine este prima oară în calitate de consilier județean când vin să văd spitalul de la Vânjumare. Spitalul arată extraordinar. Sunt convinsă că orice coleg medic și, bineînțeles, cadre medicale medii care iubesc medicina își vor dori să vină să lucreze în aceste condiții. Pentru mine este o surpriză. Astfel, lucrarea este realizată în proporție de 85%, iar de acum lucrările intră în linie dreaptă pentru finisaje, pentru ca cel mai târziu, în primăvara anului viitor, investiția să fie finalizată.